Un eveniment deosebit luna viitoare la Arad, exact peste o lună de zile, un eveniment, să spunem, de vârf al jiu-jitsului din România, cu oaspeți deosebiți. Despre ce este vorba? Este vorba de Festivalul Internațional de Arte Marțiale cu preponderența jiu-jitsu, unde se va aduce recunoașterea școlii de jiu-jitsu în România de către Soke Kozo Kuniba, și odată cu acest festival vom anunța și înființarea Federației Române de Jiu-Jitsu, dar mai mult de atâta, recunoașterea anilor munciți al lui maestru emerit Botez Mihai din 46 până în 2010. Și festivalul, bineînțeles că va avea ca și invitați mai mulți maestri din Europa, cât și din țară, unde se vor face și demonstrații de arte marțiale, de orice fel, nu numai jiu-jitsu, se va demonstra și kata din karate, se va demonstra kata din judo, demonstrații de jiu-jitsu, demonstrații de kumite kata, va fi demonstrații cu sabia, demonstrații din tehnici de apărare cu arme, cu budo, și în final va fi decernerea premiilor și a recunoașterii școlii propriu-zise în România și Federației Române de Jiu-Jitsu, unde și maestru Botez, cum mă repet, va primi recunoașterea adusă din Japonia de către maestru, cum am spus, de către Soke. Am înțeles că și numele, ați ales un nume pentru, da, pentru clubul arabian, am ales numele școlii, bineînțeles va fi Kishin, numele Kishin reprezintă, ca o traducere liberă să-i spun așa, energia inimii, energia spiritului, și el în totalitate va avea denumirea de Kishin Ryu. Așa se va numi școala. Școala, i-am pus bazele școlii împreună cu, bineînțeles, maestru Botez Mihai, bineînțeles eu, și cu maestru din București, George Chivara, care la rândul nostru primim recunoașterile date de maestrul nostru și de către Soke Kozo Kuniba. Facem o mișcare în România ce încă nu s-a făcut, și cea mai mare fericire și bucurie este a lui maestru Botez, că i s-a împlinit visul și acest vis îl vede și se bucură pe deplin în inima lui de el, deja de acum, de când l-am și anunțat că s-a împlinit toate lucrurile, exact cum și le-a dorit. Deci fericirea cea mare o împărțim împreună cu el și cu toți arădenii și toți cei ce vor fi prezenți acolo. Kata de respirație, Sankudo, se face de regulă la răsărit de soare, dar nu numai, aici nu mai răsare soarele la asta. Este un kata de energizare, totodată ce se spune kata de respirație. În fiecare moment a mișcării trebuie ținut cont când se expiră, când se inspiră, și totodată este un kata, de fapt, cum spuneam, la răsării de soare. Se poate face și la apus și la amiază. Exact cum este și bine văzut, implică foarte multe mișcări izometrice. Putem să-l luăm ca atare și un kata terapeutic, dacă le îmbinăm pe toate, deplasare, respirația, modul de gândire în momentul când execuți acest kata. Pur și simplu te energizează și chiar că îți dă pași înainte pe toată ziua. Este minunat acest kata.
Deci... Vini!